Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia balanță, la etalarea pentru luna iulie 2024. Să aveți parte de o lună minunată în care să vă bucurați de sănătate, voi și cei dragi, dar și de momente frumoase, dorințe împlinite, să simțiți așa că aveți o vară minunată, poate veți avea concedii sau de asemenea vă doresc petrecere frumoasă și totodată succes la toate examenele pe care le aveți de întreprins. Doamne ajută să vă meargă excelent! Eu încep etalarea, ca de obicei, aprinzând o lumânare, așa cum procedez de obicei, da, așa cum îmi place, pentru sănătatea voastră și a celor dragi, pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel, pentru surprize frumoase, pentru împlinirea a ceea ce v-ați propus și să aveți, cum să vă spun, o lună așa cum e sufletul vostru, bun și drag. Doamne dragi și domni dragi din balanță, să vedem rând pe rând ce spun pachetele de tarot, de oracol. Le-am pregătit pentru dumneavoastră și vom vedea, da, și pe planul personal și relațional, și pe carieră, finanțe, și pe sănătate, și plan emoțional. În primul rând, iată, să fiți deschiși către o schimbare. Dragi balanțe, în viața voastră, luna iulie aduce schimbări, cel puțin una importantă. Să fiți deschiși pe această schimbare. Și este aici o persoană din Vărsător care vă ajută, care vă recomandă, vă sfătuiește, sau vorbim despre ceva, un vis, care... Iată că poate a început în perioada ianuarie-februarie și ce frumos se conturează, da? Acum veți face acțiuni concrete. Sper să fiți deschiși către aceste schimbări care normal că vor aduce binele și frumosul în viața voastră. Al doilea mesaj se referă la o detoxifiere, la încercarea de a consuma fructe, legume, și de a vă alimenta, de a vă hidrata suficient, poate chiar cu ceaiuri de plante, dar mai ales de a face o preselecție a gândurilor, de a lăsa acele gânduri care să vă ajute, de a îndepărta îndoieli, de a îndepărta acele gânduri care sunt mai pesimiste, mai puțin pozitive, care sunt... cum să vă spun, renunțați la a fi critici față de voi înșivă, renunțați la acea neîncredere, acea îndoială. Detoxifierea să fie atât la nivel sufletesc cât și trupesc și văd că aici este o persoană din zodia Taur care vă ajută în acest sens. Sau vorbim despre un proces de detoxifiere pe care voi chiar l-ați început din perioada lunii aprilie-mai. Și iată că procesul acesta frumos continuă. Și nu în ultimul rând, văd aici revelarea a ceea ce trebuie văzut. Adică ceea ce trebuie să fie cunoscut, văzut, să revelați, să vorbiți. Veți simți nevoia aceasta de a împărtăși, de a găsi această... cale, da, de a lăsa să se vadă ceea ce trebuie văzut. Aici vorbim despre o persoană din zodia Scorpion, care fie vă îndeamnă, vă acordă suport, fie această persoană în Scorpion trebuie să afle niște secrete sau vă va spune vouă niște secrete. Văd aici prezența voastră în preajma apei, foarte frumos, văd câteva încercări, greutăți pe care poate le veți împărți cu cei dragi vouă, da? Ori aveți emoții legat de o perioadă octombrie-noiembrie și vă pregătiți intens pentru această schimbare. Hai să vedem în continuare, dragi doamne și domni din balanță, ce ne spun cărțile oracol și de tarot. Din acest pachet extrag acest mesaj care spune: deții puterea de a alege cu înțelepciune și bun simț ceea ce este eminamente benefic pentru tine. Cartea are numărul 3 și înfățișează un copil, poate fi copilul interior,
care e adevărat că are și amintiri plăcute și amintiri mai puțin plăcute. Ori vorbim de un copil pe care voi îl aveți și care are nevoie de suportul dumneavoastră, dorința de a rămâne însărcinate sau chiar un actul nașterii care are loc în noiembrie. Deci voi dețineți această putere, da? Și veți alege cu înțelepciune și bun simț ceea ce este eminamente benefic pentru voi și eminamente benefic și pentru persoana voastră dragă, pentru copilul vostru. Hai să continuăm, să vedem următorul card ce vă transmite. Iubirea și vedem aici perechea, vedem cuplul, este dorința voastră de a vă regăsi cu persoanele dragi. Este o perioadă foarte fericită, aș zice eu. Am numărul 15, 15 iulie, 6 iulie, vârsta de 51 de ani, numărul 6, care a fost iunie. Dar iubirea aceasta vă preocupă în luna iulie și parcă vă răcorește sufletul, pentru că am simbolul gheții, da, în partea opusă a numărului, în partea de sus. Vă răcorește faptul că vă bucurați poate de o reciprocitate în iubirea dumneavoastră, în relația dumneavoastră. Hai să mergem mai departe, dragii mei. Hai să vedem ce spun cărțile. Păi văd aici o bucurie dumnezeiască a faptului că vă bucurați de iubirea vieții și aduceți jucăușenie în tot ceea ce faceți. Dragi doamne și domni din balanță, în viața voastră este foarte clar că iubirea va avea un loc foarte important în luna iulie. Regăsirea cu persoana dragă, poate aveți deja o conexiune foarte, foarte frumoasă, o relație oficializată sau aceasta se oficializează în iulie sau veți începe o relație frumoasă, veți cunoaște o persoană alături de care să vă simțiți iubiți, da, și alături de care să puteți iubi. Și pentru că avem această frumoasă atmosferă, da, a dragostei care plutește în aer, să vedem și din partea acestui pachet este oracolul îngerilor romantici, care ar fi recomandările sau ce mesaje au cărțile pentru voi. În primul rând, să vindecați chestiuni legate de familie. Dragostea voastră vă va beneficia dacă vă veți ierta părinții, fie iubirea pe care au împărtășit-o părinții unul față de altul, fie relaționarea dintre fiecare părinte și voi. Dar trebuie oarecum sau ar fi indicat să iertați acești părinți, să aveți niște legături frumoase, bazate pe respect, da, și oarecum de iertare și acceptare a ceea ce s-a întâmplat. Și viața voastră amoroasă, bineînțeles că va beneficia, bineînțeles că își va schimba puțin nuanța. Hai să continuăm cu al doilea mesaj. Este timpul să vă clarificați energia. Dacă ați încheiat o relație, e foarte important să ieșiți din energia fostului partener sau fostei partenere, ca să nu proiectați în viitoarele relații, să nu proiectați experiențele pe care le-ați trăit și care nu au fost foarte plăcute în precedentele legături amoroase. O parte din voi s-ar putea să vă oferiți iubirea de sine, să stați într-o solitudine tocmai pentru a ieși din energia unei relații care nu a fost foarte, foarte fericită. Încercați, dacă vă împăcați cu persoanele voastre dragi, să atunci când vă reconectați, să nu vă mai aduceți aminte de modul în care s-a comportat persoana dragă. Deci, dacă vă dați o șansă de împăcare, e foarte imperios, necesar să nu aduceți în discuție nimic din ce s-a întâmplat până la data împăcării. Hai să vedem și a treia energie, indiferent că sunteți în relații sau sunteți singuri sau sunteți la începutul unor legături, văd această atracție, da? Voi veți atrage o dragoste romantică, bucurându-vă de momentul aici și acum, bucurându-vă de prezent, aveți mari, mari șanse să aveți o vacanță sau o lună iulie deosebită și sper să țineți cont de aceste recomandări pe care
îngerii romantici vi le-au oferit. Dragi doamne și domni din balanțe, mergem acum la tarotul iubirii, să vedem care este energia generală în cazul dumneavoastră. Dragostea la prima vedere plutește în aer sau această dragoste pe care voi poate ați simțit-o acum mulți, mulți, mulți ani, vine și reaprinde pasiunea dintre voi doi. Deci, se pare că este chimie, este atracție. Aceasta revine sau pur și simplu se naște. Pot fi legături noi, dar pot fi și împăcări. E o energie foarte, foarte frumoasă. Hai să vedem acum planul carierei, planul profesional, cum este aspectat. Din acest pachet de tarot voi extrage câteva mesaje și să vedem cum vă influențează luna iulie planul profesional. Și văd aici balanța, este chiar cartea voastră. Vă simțiți excelent la locul de muncă, sunteți plini de energie, plini de reușite. Vă place să fiți corect, să faceți ceea ce este drept. Balanța poate să reprezinte câștigarea unor procese pe care le aveți, o echilibrare, dacă au fost lucruri care nu v-au plăcut, vi se face dreptate sau voi veți face dreptate cuiva sau vouă vă veți face dreptate. Este o carte foarte frumoasă care arată izbândă și reușită pentru balanțe. Și din nou, iată o soluție pe care o găsiți, un nou proiect, o idee excelentă, este un contract, un loc nou de muncă, o propunere. Aveți această izbândă, dragii mei, cu asul de spade. Poate că vor contribui și persoanele din Gemeni, Balanță, Vărsător la această reușită a voastră și nu în ultimul rând șaptele de bâte. Vă ridicați deasupra unor neplăceri, sunteți învingători, sunt persoanele din Berbec, Leu, Săgetător care vă ajută. Aveți o poziție mai bună, privilegiată, poate sunteți promovați, vă luați măsuri de precauție și lucrurile văd că sunt în controlul dumneavoastră. Hai să vedem și la nivelul financiar ce ne transmite tarotul energiei pentru Zodia Balanță în luna iulie 2024. În primul rând, aici vorbesc de aprecierea pe care voi o veți simți. Banii vin în direcția acestei aprecieri, mai pot vedea de asemenea faptul că voi veți aprecia financiar pe cineva anume. Sunteți oamenii care sfințesc locul, așa cum se spune. Am numărul 15, poate pe 15 iulie sau 6 iulie sau 51 de ani să aibă vârsta această persoană. Da, 6, poate ați făcut ceva în luna 6 și iată în iulie vine recompensa. A doua carte, iată, spune și vă invită să mergeți în concediu, să vă încărcați bateriile. Poate veți cheltui în această direcție, dar nu vă va părea rău. Am aici numărul 19, poate 19 iulie, sau între 1 și 9 iulie, sau pe 10 iulie, da. Mi se pare foarte frumoasă această carte. Voi vă veți simți mai tineri după vacanța pe care o veți lua. Și poate veți merge la un salon, la un spa, dacă nu aveți neapărat o plecare. Și iată și răbdarea care vă poate ajuta să primiți banii necesari. Deci aveți răbdare, aveți încredere în Bunul Dumnezeu, în activitatea voastră. Din nou am numărul 16, poate între 1 și 6 iulie va conta să aveți răbdare. Este aici cineva de 61 de ani. Am numărul 7, 7 iulie, între 1 și 6 iulie va conta această răbdare. Și nu în ultimul rând, dragii mei, am să vă invit să vă gândiți la o dorință. La sfârșitul etalării celtice voi extrage un răspuns pentru acea dorință. Hai să vedem acum, prin etalarea celtică, 10 răspunsuri la cele 10 întrebări pe care de obicei le adresăm cărților de tarot pentru dragile doamne și dragii domni din balanță. Iulie 2024 vine cu această energie a unui cavaler de bâte. Sunteți într-adevăr foarte energici, dornici să vă atingeți scopurile, sunteți puși pe a
a vă gândi, a vă răzgândi. Vă schimbați destul de rapid direcțiile. Sunteți însă în drumul vostru spre o stabilitate, spre a deveni aceste persoane care reușesc. Poate să fie de asemenea preocuparea voastră pentru un partener, o parteneră din Berbec Leu Săgetător. Ca și clarificare, avem pajul de cupe. Văd îndrăgostirea, văd iubirea, văd armonia, împăcarea. Pajul de cupe arată de asemenea interacțiunea voastră cu persoanele din Rac, Scorpion, Pești. Vreți ca lucrurile să meargă bine. Este aici un copil foarte important pentru voi. De asemenea, este un proiect la început, dar voi dați șanse unor începuturi. Ce știți, dragii mei, este această regină de pâte. Fie că voi sunteți doamnele balanță extrem de atrăgătoare, de sufletiste, de hotărâte să câștige, da? Regina de bâte este, strălucește, efectiv. Dar s-ar putea să fiți, de asemenea, influențați de o doamnă din Berbec Leu Săgetător în acțiunea și în procesele dumneavoastră. Hai să vedem ce nu știți, dragii mei, 4 de spade. Nu știți faptul că poate veți avea niște discuții clarificatoare cu gemeni balanțe vărsători, că va fi necesar să vă luați o vacanță, că e bine să vă încărcați bateriile, și că va fi pe sufletul vostru, da, perioada lunii iulie, perioada aceasta în care veți face planuri, veți face tot felul de strategii. Wow, ce de cărți au căzut, dragii mei. Păi ce să facem cu ele? Trebuie să le păstrăm. Probabil că sunt niște transformări destul de mari și voi vă veți bucura de o mare flexibilitate în tot ce aveți voi de făcut. Hai să vedem puțin ce spun cărțile. Păi, luând în continuare, da, ele au căzut, le luăm și le interpretăm. În trecutul recent este carul. A fost o reușită, a fost o victorie în trecutul recent. Sau de când a intrat Zodia Rac în 20 iunie, voi ați avut această victorie, ați pregătit o călătorie, ați avut această călătorie. Da, este o dorință de a avea controlul unor situații sau, cum spuneam, intersectarea cu persoana din Zodia Rac. Ca și viitor am, ce frumos, asul de bâte, am proiecte noi, renașterea voastră, intersectarea cu persoane din Berbec Leu Săgetător. Drumuri noi care se deschid, alegeri, proiecte, nașteri, rămâneți însărcinate. Dar asul de bâte îmi spune că înfloriți, efectiv veți simți că luna iulie vă ajută să înfloriți. Acum, dacă sunteți pe acest drum, cum vă simțiți, 4 de bâte? Celebrați, da? Vă bucurați în casa voastră, cu familia voastră, 4 de bâte arată de asemenea succes pe care îl aveți, o reușită. Vă simțiți foarte bine, renaște o iubire în cazul vostru, dragi balanțe. Sunt căsătorii, cereri în căsătorii, mergeți la anumite nunți. Da, 4 de bâte este o carte a stabilității în familie, la locul de muncă. Da, avem 4 stâlpi de rezistență de obicei într-o casă. Masa, scaunele au 4 picioare, da? Deci vorbim de stabilitate. Cum vă percep ceilalți? 6 de monede. Ceilalți vă percep ca fiind echilibrați. 6 de monede arată poate o finanțare a faptului că primiți niște bani de care aveți nevoie sau banii vin de la Tauri, Fecioare, Capricorni. Mai văd de asemenea faptul că voi poate îi ajutați pe ceilalți, investiți în ceilalți, în cei dragi vouă. Hai să vedem care sunt speranțele voastre, justiția. Ce frumos, e cartea voastră. Vreți să vă simțiți bine în pielea voastră, vreți ca lucrurile să fie corecte și drepte. Vreți să vă faceți dreptate, să vi se facă dreptate, să se respecte această justiție, să câștigați anumite procese, da? Deci speranțele voastre sunt îndreptate spre acest succes și bine faceți, dragii mei.
În afară de cartea aceasta care reprezintă răspunsul la dorința voastră, și din nou vă invit să vă puneți o dorință pentru luna iulie, una în care să fie, cum să spun, o dorință care să fie verosimilă, adică să aibă șanse să se împlinească, să nu fie o dorință imposibilă, dragii mei. Aceste cărți vorbesc despre o destinație, da? Sunt 6 cărți și vom vedea, da, pun această carte a dorinței voastre și hai să vedem destinația. Soarele, poate o vacanță, petrecerea timpului în aer liber. Soarele reprezintă o vindecare, o ieșire dintr-o suferință. O persoană din semnul leului care să vă ajute sau care intră în viața voastră. A doua carte este a lumii, cartea călătoriei, cartea succesului, reușitei la examene. Poate veți dori să plecați peste mări, peste orașe, sau discutați cu cineva de peste mări, peste orașe. Aici este și o persoană din zodia Vărsător, care poate fi importantă pentru voi. Da? Hai să vedem a treia carte. A treia carte se referă, dragii mei, la 9 de pâte. Veți duce greul unor situații, veți duce greul unei relații, veți fi aproape epuizați, așadar aveți grijă ca acest entuziasm pe care îl aveți să nu vă determine adică încercați să-i rugați și pe ceilalți să vă ofere ceea ce aveți voi nevoie. Adică să contribuie și ceilalți, spun cărțile, sau alegeți momente în care să vă trageți sufletul și să vă încărcați bateriile. Ce mai văd este un 7 de spade, să vă apărați propriile interese, să luați toate avantajele care vin spre voi. Vor fi situații care pe care și e foarte important ca voi să vă puneți în postura de a primi ceea ce vi se cuvine, ceea ce merită. Poate că veți face lucruri pe ascuns sau veți păstra informații numai pentru voi, dar informația înseamnă putere. Atenție să nu fiți manipulați, atenție să nu fiți păcăliți. Pașul de spade arată că sunteți foarte interesați de tot ce se mișcă, tot ce se întâmplă. Adunați informații despre evenimente și persoane sau pot fi și persoanele din geme în balanță vărsător care să încerce să vă descoase, să afle de la voi cât mai multe informații. Și iată și o carte pozitivă a treiului de bâte în care are loc o evoluție a voastră. Treceți la acțiune, nu vă mai uitați înapoi și mergeți înspre a decide, a acționa. Berbecile săgetători pot fi alături de voi în acest proces frumos. Dragii mei, și hai să vedem și răspunsul la dorința pe care v-ați pus-o. În cazul în care încă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză pe video și după ce ați decis, da, să continuați, cum să vă spun, vizionarea. Răspunsul la dorința voastră este 8-ul de bâte. Da, au loc, să știți, împlinirea dorințelor dumneavoastră, poate chiar mai repede decât vă așteptați. Vor fi implicate persoane din berbec leu săgetător, vă vor ajuta persoane de la distanță cu care veți discuta în scris sau prin telefon. Dar văd că vin vești multe și bune în direcția dumneavoastră legate de împlinirea a ceea ce v-ați propus. Excelentă este atmosfera aceasta, dragii mei. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag, să aveți grijă de voi, să aveți o lună excelentă și sper că ați rezonat cu tot ce a fost spus bun în această etalare generală. Vă aștept pe WhatsApp, bineînțeles, și la etalările personalizate. Să aveți grijă de voi. Pa, pa, numai bine!